am găsit o soluție bună pentru Timișoara și pentru județul Timiș în cadrul Alianței Dreapta Unită, după câteva zile de negocieri. Și pot să vă anunț cu încredere că am agreat că vom candida în data de 9 iunie cu domnul Alinica, candidat pentru președinția Consiliul Județean Timiș din partea Alianței Dreapta Unită. Am agreat că... Da, am spus. Am agreat mai departe că vom candida, bineînțeles, și pe o listă comună la Consiliul Județean Timiș, USR, Forța Dreptei și PMP. Aceste negocieri nu au fost întotdeauna ușoare. Vorbim de trei partide diferite, vorbim și de persoane diferite, cu idei diferite și așa este și bine. Dar mă bucur să vă pot spune că am găsit mai mult decât doar un consens politic, am găsit și o nouă determinare de a continua buna dezvoltare a Timișoarei și a județului Timiș. Suntem aici din necesitatea de a contracara pericolul acapărării întregii puteri de către PSD. Suntem aici ca să apărăm valorile Timișoarei, valorile în care credem. Suntem aici ca să dăm un semnal pentru întreaga țară că Timișoara, așa cum a fost în 1989, este și va fi un far al păstrării valorilor pentru care s-a murit aici, în orașul nostru. Și de a transmite la nivel național faptul că niciodată Partidul Stat, comuniștii, nu trebuie să acapareze din nou România.